Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul romanului și bacăului, a fost prezent aseară în mijlocul comunității din localitatea Schineni, județul Bacău, în ajunul hramului de vară al bisericii parohiale închinată Sfântului Ierarh Nicolae și Sfinților Români, Ierarhul a oficiat vecernia, iar apoi a binecuvântat așezământul social-filantropic al parohiei. Înalt preasfinția sa i-a felicitat pe cei care s-au implicat la edificarea centrului și a evidențiat activitatea care poate fi realizată aici. Astăzi, în Duminica tuturor Sfinților care a început cu vecernia la care frățiile voastre ați asistat, iar noi am venit să desăvârșim lucrarea frățiilor voastre, sfințind acest așezământ care va fi foarte util pentru programul liturgic, dar mai curând social, caritabil și cultural al Părintelui Paroh sau a celor care vor fi aici rânduiți să răspundă la nevoile spirituale ale fiecărui dintre voi. Deci, în Duminica tuturor Sfinților Români, ne-am regăsit în Comuniune. Să ne rugăm ca Dumnezeu să păstreze Comuniunea dintre noi, să păstreze comunicarea, să păstreze comunitatea și atunci, dacă comunicăm și rămânem în Comuniune și în Comunitate, atunci ni se cuvine și Dumnezeu vine să se ofere nouă în formă de cuminecătură sau de împărtășanie, pentru ca noi să ne bucurăm de prezența Lui în sufletele noastre. Lucrările de construcție la așezământul social filantropic au fost începute în urmă cu patru ani de părintele protopop Vasile Abageru și au fost continuate de părintele paroh Alexandru Grigoraș, odată cu venirea sa în satul Schineni. În semn de recunoștință, în alt preasfințitul părinte arhiepiscop Ioachim a acordat părintelui protopop distinția Crucea Țării de Jos și l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh, de asemenea, ierarhul i-a acordat primarului Comunei Sascut Ordinul Melchisedec, clasa I.